Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. Aveți ocazia să rezolvați o problemă legată de cămin. Puteți să cumpărați o casă nouă sau să faceți un schimb de locuință. O femeie mai în vârstă din familie se opune planurilor dumneavoastră, dar vă sfătuiesc să nu vă lăsați influențat. Scorpion. Aveți o zi bună pe plan profesional și în viața particulară. Dimineața sunteți plini de energie și reușiți să-i mobilizați pe cei din jur. Partenerul de viață vă susține, vă sfătuiesc să profitați de ideile originale care vă vin astăzi. Săgetător. Găsiți soluții originale pentru problemele de la locul de muncă, dar să nu vă așteptați la aprecieri din partea colegilor. După amiază, s-ar putea ca o persoană mai în vârstă să vă facă tot felul de reproșuri. Vă recomand să nu vă lăsați provocat. Capricorn. Începeți o activitate în care veți avea succes și de pe urma căreia veți câștiga destul de bine. Ar fi bine să acceptați ajutorul unui prieten ca să treceți cu bine peste toate obstacolele. Vă sfătuiesc să vă temperați spiritul critic și să nu declanșați discuții în contradictoriu. Vărsător. Aveți idei originale care vă ajută să obțineți câștiguri suplimentare. Un fost coleg vă propune o colaborare într-o afacere sau vă oferă un nou loc de muncă. Vă sfătuiesc să nu acceptați oferta până când nu întoarceți pe toate fețele. Pești. Este o zi favorabilă pentru contracte, colaborări și asocieri. Pe plan sentimental puteți să faceți proiecte de viitor. Chiar dacă sunteți convins că aveți dreptate, vă recomand să respectați părerile celorlalți. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!